Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog, așa cum vă promiteam, gadgeturi inedite. Se pare că am ajuns unul. Avem Ulefone Armor 9 de la dualstore.ro, un magazin unde găsiți foarte multe modele din acest tip de telefon. Este un telefon rezistent la șocuri, la apă, este military tested. Vedeam în testele de durabilitate făcute de cei de la Ulefone că poți să spargi nuci cu el. Chiar văzusem că un test cu bormașina în ecranul telefonului și rezistase cu brio. Eu nu o să fac astfel de teste, nu am nici nuci, nu am nici bormașină. Haideți să vă arăt o funcție inedită pe care nu o să o găsiți pe alte telefoane, și anume cameră termică. Aveți foarte multe, ei zic toolbox, o cutie de instrumente unde puteți să testați zgomotul. Aveți foarte multe instrumente pentru cei care sunt pasionați de construcție. Aveți chiar și cum se numește acea nivelă? Bubble level. Nivela care pentru a stabili atunci când montați ceva dacă este drept. Aveți alarmă. În caz că vă aflați în pericol. Am oprit și flashlight-ul. Heart rate. Foarte multe funcții pe care nu le regăsiți pe un telefon de puțin peste 2200 de lei. Avem un procesor de la MediaTek, o memorie de 8 GB de RAM, o memorie internă de 128 GB, este dual SIM, 4G, o baterie generoasă de 6600 de mAh cu încărcare rapidă pe 18W. Nu este chiar de greu pe cât v-ați imaginare, doar 320 de grame, și dacă îl compar cu telefoanele de anduranță din trecut, chiar este un telefon ușor. Ecranul este de 6.3 inci cu rezoluție Full HD+. Destul de luminos. Chiar o să îi dau luminositatea maximă să puteți vedea. Ansamblul de camere este format din trei camere, dintre care una are 64 de megapixel. Trebuie să spunem că camerele care se regăsesc pe acest telefon sunt făcute de cei de la Samsung. Aveți foarte multe moduri de a fotografia și de a filma. Avem chiar 4K standard de filmare. Hai să vă arăt ceva, poate cel mai inedit accesoriu pe care îl puteți achiziționa pentru acest telefon, este acest endoscop. O să-l și montez pe telefon, se montează foarte ușor, se achiziționează separat, nu vine în pachetul telefonului. Să-l și pornim, gata, și pornit. Vă întrebați de ce vă trebuie un endoscop? Nu știu, poate vreți să, nu știu, v-a căzut ceva pe țeava de la chiuvetă. Și cam așa arată funcția de endoscop. Calitatea filmării este cât se poate de bună. Puteți să-l reglați, aici aveți un buton prin care puteți să fotografiați, să înregistrați sau să reglați calitatea imaginilor pe care le furnizați. Nu știu dacă vi-l pot recomanda din punct de vedere medical, pentru că nu am atestare în acest domeniu, dar cu siguranță este un accesoriu foarte interesant cu care vine acest telefon. Se scoate endoscopul, se scoate și se montează foarte ușor. Dacă nu vă ajungea rezistența telefonului, aveți și această carcasă ultra rezistentă prin care vă puteți oarecum ramforsa telefonul și
Cam așa arată, îl puteți lega la rucsac. Eu îl văd ca pe un telefon destinat iubitorilor de sporturi extreme, de călătorii, pentru că având o baterie generoasă vă ajută foarte mult, foarte mult, pentru că autonomia e ceva esențial atunci când plecăm într-o drumeție, autonomia telefonului. Puteți să setați butonul de SOS prin care puteți da coordonatele GPS ale coordonatele voastre GPS către un prieten pentru a vă putea localiza mult mai rapid. Mie mi se pare, hai să spunem, cel mai interesant telefon pe care eu l-am testat în ultimii 2 ani. Prețul acestui telefon este 2299 de lei, îl puteți găsi pe dualstore.ro. Prețul endoscopului este de 349 de lei. Iar această carcasă ultra durabilă costă doar 119 lei. Dacă v-a plăcut acest gadget, mie mi-a plăcut cu siguranță. Îmi puteți scrie în comentarii, dacă nu v-a plăcut ceva, îmi puteți scrie la fel în comentarii dacă aveți critici constructive. Subscribe, apăsați și pe clopoțel, pentru că numai așa putem rămâne conectați.